cele două săptămâni și jumătate aproape care au trecut de atunci și am forțat puțin nota să lansăm acum în martie, chiar în perioada în care acțiunea filmului are loc. Proiecte de viitor nu am nimic concret încă. Acum trebuie să merg într-un turneu prin țară să prezint filmul și să până să mă duc în străinătate să-l promovez și acolo, ceea ce înseamnă că până la vară sunt cam ocupat și apoi ar trebui să mă liniștesc într-o vreme sau să mă gândesc la următorul proiect.